Liga 1, cum a fost această prima întâlnire cu, iată, cu o echipă puternică? Da, cum a zis noastră, am întâlnit o echipă foarte puternică, pretendentă la câștigarea campionatului. A fost un meci dominant de echipa oaspete. Cred că absențele din lotul nostru, cele 5 absente care au fost testate pozitiv, s-a simțit foarte mult. Nu pot decât să le felicit pe fetele mele. Mi-aș fi dorit ca la debutul nostru în Liga 1 să fi făcut un rezultat pozitiv. Mi-aș fi dorit ca toate fetele să fie la acest meci, pentru că știu cât de mult și-au dorit, cât au tras de 7 săptămâni pregătim. Și mi-a fost foarte greu să le anunț că nu pot să facă parte din acest lot. Țin să le felicit pe fete, s-au adunat, au fost destul de greu, am avut foarte multe fete pe posturi care n-au mai jucat, ca să cumpărim toate posturile. Nu ne-am dat bătuți, am intrat cu 1-0 la pauză și îmi pare foarte rău că în ultimele 10 minute am luat 3 goluri pe oboseală, pentru că și căldura și stresul și toate cele am picat fizic, psihic, toate punctele de vedere și scorul a luat amploare. De partea cealaltă, Laura Rus, prietena voastră, bocșanca noastră. Da, de partea cealaltă, Laura Rus, bocșanca noastră, felicitări, mult succes în continuare. Cum a fost să fie și în această postură de adversar? Mult peste, adică ca un adversar se vede, este o creștere valorică pentru fotbalul feminin din Liga 1. Doar că a fost total diferit de cum aș fi așteptat eu, dar felicităm echipa oaspete pentru victorie și le dorim un succes în continuare. A spus de jucătoare testate pozitiv, ce s-a întâmplat? Nu știu, eu zic că testele au avut ceva, adică nu pot să comentez. Ne pare rău că n-am putut să retestăm fetele, pentru că am aflat rezultatul destul de târziu, nu ne-au acceptat, o să le refacem peste 7 zile și vedem. Fetele sunt foarte sănătoase, sunt super ok, au fost, conform protocolului, au fost la UPU, s-au făcut raze, analize de sânge, sunt perfect sănătoase, se simt ok, vorbim, sunt izolate aici la un apartament, toate sub supraveghere atentă a noastră, comunicăm cu ele prin intermediul telefonelor, doar că vedeți că este situația aceasta, da, care, din păcate, nu ne lasă să ne facem treaba. Suntem tot așa, ne surprinde cu 24 de ore, 48 de ore înainte de începutul meciului, te gândești, oare cu cine joc, oare ce? Am terminat meciul cu 2 portari în teren, ca să eliminăm și celelalte accidentări, pentru că ați văzut și noastră, a fost destul de greu să ducem 90 de minute, pentru că au avut o condiție fizică foarte bună, ne-au atacat în timp de 90 de minute și am preferat mai bine să fac o schimbare. Ați văzut și noastră la atacul acela, o fată a rămas un pic cu... Își a dat cap în cap și am zis că mai bine sănătatea lor e mult mai importantă. Mă bucur că nu avem nicio accidentare, suntem la limite, avem 13 jucătoare, vedem ce o fi pentru următorul meci. Ne așteaptă un meci greu la Odorhei, o nouă deplasare, așa au fost în urma tragerilor la sorți. Din păcate n-am avut foarte mult baftă pentru debutul nostru. Era mult mai bine pentru moralul echipei, știu cum a fost și acum 2 ani când am debutat cu o victorie în Liga 2. Era extraordinar dacă debutam și acum cu o victorie în Liga 1 pentru moralul nostru. Dar sunt 100% convins că fetele vor trece peste acest eșec. Succes, pe mai departe! Vă mulțumesc frumos!